consider că această experiență este una frumoasă și interesantă. Sperăm foarte mult, eu sper, când vorbesc pentru mine, dar sper atât eu cât și colegii mei să nu mai aibă nevoia să utilizeze în practică cele învățate astăzi. Dar este foarte bine de știut și de să cunoaștem aceste metode de prim ajutor care în viață ne sunt foarte utile. Orice jurnalist, mai devreme sau mai târziu, ar putea să devină un jurnalist de război cu voia sau fără voia lui și atunci nu ai timp atunci să înveți în acel moment ce trebuie să faci, trebuie să ai deja cunoștințele astea. Așa că orice s-ar întâmpla, mă sunt un pic mai pregătit. Împrejurările sau contextul din primăvară ne obligă până la urmă cei ce cândva lăsam, hai că poate nu o să mă vizeze, o să treacă, nu am nevoie, ori contextul în ultimul timp tot mai mult solicită, pune presiune. De asta și-am venit aici. Odată cu provocarea războiului în Ucraina, jurnaliștii s-au simțit cumva nepregătiți pentru a reflecta războiul. Iată de ce am, de ce să cooperăm în acest sens, să pregătim pentru situații de criză, să învețe lucruri specifice, lucruri pe care probabil mulți nu le-au știut. Iată de ce credem că o astfel de instruire este absolut necesară și utilă, chiar și în afara crizelor, în afara războiilor.